când eram întrebat, atunci când eram mic, ce vrei să te faci când o să fii mare, la toată lumea spuneam medic misionar în Africa. Mulți mă luau peste picior. Știați ce înseamnă misionar? Cuvântul misionar pentru mine reprezenta să fii ceva ce a fost David Livingstone. Adică un om care călătorește pe potecile din Africa cu oameni care au răni și nu are cine să le panseze, nu are cine să lege, cu o trusă medicală sau un rucsac în spate. Așa îmi imaginam eu misionariatul. Cu cât am crescut, cu atât am citit mai mult despre alți misionari, despre alți medici care au mers și au efectiv și-au dăruit viața pentru binele altora. Și am vrut să fiu și o mică parte din ceea ce au fost ei, chiar dacă nu o să pot niciodată să ajung la înălțimea, să spunem, realizărilor pe care le-au avut ei. Și totul s-a întâmplat pas cu pas, adică în școala generală am învățat foarte bine. Deci ați știut că veți face medicină? Tot timpul, deci nu m-am îndoit niciodată că o să fac medicină și visul meu a fost să merg în țările sărace și să ajut acolo.